Salutare tuturor, eu sunt Delink și bine v-am găsit la un nou episod de Skyblock. Că e bine, nu știu când câți dintre voi se mai așteptau să mai postăm noi un nou episod de Skyblock. Dar mulți mi-a zis, băi, Link, trebuie să mai filmăm neapărat, pentru că, dacă nu știți, luni va avea loc un super update pe MCX. Repet, update, lucruri ce se vor adăuga noi. Și mi-a zis, nu știm ce să facem, dacă să reîncepem și noi Skyblock-ul de la zero ca toți ceilalți sau să ne salvăm insula de Skyblock. De aceea vă rugăm pe voi să scrieți în comentarii acest aspect, dacă vreți să continuăm și noi de la zero sau dacă vreți să ne salvăm mapa și să continuăm tot așa. Da. Cu ce avem noi pe aici. Bun. Păi am făcut multe chestii în perioada asta, chestii pe care Link poate deja le știe, cred că știți deja ferma asta. Nu cred că o știu, da, dar nu era funcțional atunci. Dăm de maneta asta de 100 de ori și apoi bam, 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 bam. Trebuie să stea pe porni. Pe porni, ok. Și se spawnează singure. Așa. Aici am făcut eu un etaj suplimentar pentru animale, pentru că aveam prea multe animale. Da, și ne-am gândit să mai adăugăm și pe aici, să aducem animalele cu lesa sau cu nu știu ce. Nu, eu mă gândeam să punem iepuri pe acolo și chestii. Și am mai făcut o chestie destul de interesantă, cu ajutorul lui Billy. Hai să cobor în jos ca să vă dați seama. Geronimo! Nu puneți prea multe întrebări. Ce e cu doar tot ăsta aici? Avem prima întrebare. M-a întrebat. Avem un creeper. Să zicem că avem niște itemele, că deja itemele s-au scurs pe acolo. Cum funcționează? Itemele care se varsă ajung jos. Ia să-mi dau eu fly să mă duc acolo așa. Arunc eu câteva chestii acum, că văd că mobii nu se spawnați pentru că n-am fost aici în zona asta. Ok, aruncă tot niște iteme. Da, mă, și mi-a zis că a făcut ceva elevator, lift de urcat, item, e un bug în Minecraft? Spune că n-auzi ceva. Nu se aude. Ok. Și că urcă niște iteme, ai aruncat ceva să urce sau... Da, acum le arunc. Ia, hai să vedem. Aruncă din greșeală și niște de-astea. Și că prin sticla asta ar urca ceva. Ia uite mă cum urcă, ești nebun? Și vine aici și apoi se duce în cufără. Se duce în... Asta e așa. Pun să ducem. Da, s-a stacat aici, fii atent, s-a stacat. Se consumă și telefonul. Nu știu pe unde se duc mă muși, de aici unde se duc, nu mai știu. Urcă în sus. Se duc pe aici. Mamă, da, și vin pe aici. Și de aici unde se duc? Mamă, ce circuit complex. Ia să mă mai uit. Ajung fix în casă. Du-te în casă. Alol, ce tare. Ia stai așa. Chestia asta am descoperit-o cu Billy și ne plictiseam noi într-o zi așa de mult și a zis, bă, Billy, și în care cufere vin? Cele de jos, e montat acolo, e aici, uite. Ăsta. Ce tare. Vin aici, am aruncat eu o groază de chestii. Ia uite. Tocmai de acolo de jos, acolo o să fie, o să facem în așa fel încât să vină de sus și să se sorteze. Într-o parte numai, de-astea, ați înțeles voi. Foarte tare. Bun, și ne propunem noi să facem episodul ăsta, mușdei? Păi nu știu, mă gândeam ca în episodul ăsta să farmăm un pic dacă e cazul. Și... XP? Sau ce? Da, și XP să mai face și pe la ferme. Și... nu știu. Noi mai mult am vrut să vă întrebăm ce ați vrea voi să facem în continuare, dacă de luni încolo să o luăm de la zero sau nu. Am putea să facem un portal spre Nether. Păi avem obsidian? Facem! Hai să mărăm porcul ăsta. Nu știu acum cum mă gândesc, parcă mi-ar fi două ori de mapa asta, adică... Cred că e singurul Skyblock la care am jucat... Uite bă, aveam fly. La care am jucat pe bune, știi, gen, fără... fără să mă opresc așa, gen, continuu, la asta voiam să mă refer. Am fermele făcute, adică noi ne-am... Exist destul de mult, am putea să continuăm cu extinderea, dar deja... Da, deși pe aici, pe jos, văd că e lucrat la ceva. Aici o să fie o platformă sub. Va fi plin cu chestii și am făcut așa un model, e mai interesant. Mm-hmm. Bun, păi hai să mai mergem și noi pe aici. Pe sus să mai aruncăm așa o privire de ansamblu. Ce voiam? Eu uite bă, se spawnează creeper pe sistemul ăsta. Oh my god, cred că am uit în spate. Nici nu vreau să mă uit. Nici nu vreau să mă uit. Dau unde, încolo. Unde? Nici nu zic. De ce vii de acolo? Hai că n-am uit. Prea mult. Bun. S-a spart. Nimic. Nimic. Bun, hai să ne luăm ternăcopul cel mai și dacă nu cumva l-avem pe la noi, nu-l avem. Mulțu, tu ai mai sortat iteme off camera, de curiozitate? Nu am sortat. Mă, ce mă interesează căștile astea. Dar bănuiesc că o să le sortez. Dacă nu bubuie ceva, parcă au ceva bubuit.
Mamă, ce mă deranjează că știu. N-a făcut nimic, a fost să stai acolo jos. Ok, uite mă, e Billy pe server? Da, e. Uite, bă, am rămas cu rank-ul de valoare. Valoare. Băi, unde sunt itemele pe care... Ah, ok, aici avem armuri, mâncare, minereuri. unelte, unelte, parcă aici erau. Facem o vizită lui Billy? Hai. Hai. Îți facem o vizită. Vizită. TP Billionix. TPO Billionix, el e șmecher și a dat TP Toggle. Ba, nu. Ia uite-l mă pe aici. Valare, e la... Toată lumea mă cunoaște de aici, am făcut... Cine sunt oamenii ăștia? Nu! Nu! Pe insula lui sunt... Auci! Persoane. Nu! Nu mai da mamă în el, nu mai dați gane! Te sparg! Haoleu, bă, Billy! Asta i-am dat un cal. A, stă cu gadul, bă, ele șmecher, înțelegi? Uite, a murit unul pe aici. Hai să nu-i furăm itemele băiatului, hai să aruncăm ce-am luat. Ai Claudiu, toată lumea, multă lume pe aici. Multă populație. Are peste 16 persoane. Dar cine e pe aici? Adică ce, asta e asta lui? Da, e doar a lui, nu e aia cu puf. Știi? Ți-a zis ce te-a rugat? Da. Ok. Am făcut, acum pot să intre vreo 80 de persoane în party. Ce tare. Și el ce-a făcut fermă de-aia veche. Uite bă, casă ca a noastră. Care? Unde? Uite, asta seamănă cu a noastră. Dar e mai faină. Ba nu, a noastră e mai faină decât asta. N-are de la subteran. Torile. Și uite bă, are mob spawner și mechi, așa dacă se spawnează monștrurii. La lui e stricat. Bun. Să reîncepe. Eu uite mă, și el și-a făcut asta de găini. Da, bă, aia ziceam, care și el, dar e a lui e de-aia mare. Mare cu multe găini. Puicuțe! A noastră e pentru buget acolo, suntem puțini. Iuuuup! Avem aici enchanting. Venim pe la el să furăm enchanturi. Da, bun. Cum zboară? Ia, cine zboară? Ăla, dar uite, îmi place corzul ăsta, view, gen, și-a făcut un corz, view, fine. Da, păi nu numai el le-a făcut, au făcut abonații, știi? Mm-hmm. Foarte frumos. Poate face și noi așa, poate, nu știu. Dar bine, altă, din următorul sezon, gen, știi? Da. Bun, băie, deci, eu atât am vrut să vă întreb, dacă vreți să începem un nou sezon și... Cici muși, dacă începem un nou sezon, lucrăm cu abonații, Skyblock, ha? Am putea face cum face și Billy să facem monitor. Sună destul de interesant acum că mă tot gândesc. Eu aș fi părerea voastră în comentarii ca să vedem ce facem și noi în continuare. Până atunci, vă las. Vă uitați la clipurile actuale și dați acolo like la Bill Battle și la Skyblock. Wow. Yo, sâmbătă seară la 23:00 event block party. Wow, fine. Bun băieți, el a fost Mudi, eu am fost The Link și până adaptare, vă las cu băieții. Ciao.